Iisus. Am vrea să cântăm împreună această cântare pe care Duhul Sfânt ne-a pus-o pe inimă să o cântăm împreună. Am citit astăzi dimineață mesajul pastoral a fratelui pastor Daniel, în care l-ați citit, în care eram chemați, îndemnați să cugetăm luna aceasta la un mesaj, mesajul durerii. Apoi, nu în ultimul rând, în primul rând, pentru că astăzi vrem să stăm la masă cu Domnul. Și masa aceasta nu trebuie să fie ca orice masă. Trebuie să deosebim trupul Domnului. Mâncarea aceasta de alte mâncări. Și pentru aceasta aș vrea să facem un pelerinaj. Un pelerinaj prin credință. Să mergem împreună în Golgota. Rog frații de la media să caute cântarea Mă duc la Golgota. Aș vrea ca împreună să închidem ochii, dacă se poate, și prin credință, cu ochi de credință, să mergem în Golgota. Acolo unde Iisus vorbește și astăzi. Și vrem ca El să ne vorbească în dimineața aceasta. Amin. Mă duc la Golgota să aud ce vorbește, să-L văd pe Domnul meu cum moare pe cruce. Ce tu
cu mine, setos cum el strigă, durerele sunt mari, prietenul nostru cel sfânt. Sufletul meu ți-l dau.